Ia uite, domne, toată lumea critică CNADNR-ul, că abia toarnă 3 roabe de asfalt pe an, că stă 10 ani să reabiliteze un DN-ul și că face lucrări fără autorizație de construcție. Dar nimeni nu știe cu adevărat ce piedici are de învins compania asta ca să ne ofere nouă autostrăzile alea care crapă la o săptămână după inaugurare. Liliecii, castorii, chiar și un cimitir au întârziat mai bine de un an construcția autostrăzii Lugoș-Deva. Să nu credeți că este o glumă. Asta susține chiar șeful drumurilor din România, Narcis Neaga. Când au crezut că treaba e cam gata, muncitorii au descoperit un cimitir. După ce a început lucrările la drum, dintr-o dată a dat de un cimitir care nu funcționa acolo. Hai că asta e tare, că nu era un sit arheologic, erau pur și simplu niște cadavre. Deși în acte scria că e câmp agricol, că e pășune. Dacă vorbeam de autostrada din Teleorman, poate că nu era o problemă, că luau morții și îi trimiteau la vot. Dar la Lugoș n-au avut ce să facă, au chemat procurorii, logic. Stați, stați, nu vă bucurați că procurorii s-au ocupat doar de cadavre. Nu s-au uitat și la achiziții sau la studiile de fezabilitate, nu. E, și după ce au vorbit cu procurorii, ce credeți că au făcut oamenii de la CNADNR? Constructorii s-au văzut nevoiți să cumpere chiar și cele necesare unui parastas. Am făcut un parastas. CNADNR-ul a făcut parastas? Pe bune? Și a ieșit bine? A fost lumea mulțumită? Au zis ceva morții? Nu, serios, habar n-aveam că s-a schimbat obiectul de activitate la compania de drumuri. Sau exagerez eu? Oare nu era cazul să vorbească și ei cu o biserică să se ocupe? Alo, domnul părinte, uitați, avem aici niște răposați, vedeți și voi cum procedați. Faceți voi formalitățile, tot se laudă domnul director Daniel Ciobotea cu actele de binefacere, nu? Bă, duriașuri, bă! Paștere și evanghelia mamelor și taților voștri! La muncă, ortodoxilor! În fine, să trecem peste acest moment de rătăcire, să zicem că n-am înțeles eu ideea. Să mergem mai departe. După cadavre, muncitorii de pe autostrada Lugoș-Deva au descoperit o colonie de lilieci, apoi niște castori. Astea sunt specii protejate de lege, așa că lucrările s-au împotmolit. A, dar iată, mi se spune, îl avem în direct pe șeful de șantier. Cum? Paulică Frânaru, dacă am înțeles eu bine. Bună seara, am înțeles bine? Fiecare înțelege ce vrea, domnule, e o țară liberă. Nu, domnule, de nume zic, să nu vă greșesc numele. Nu ați greșit, domnul Guran, nu. Pătrarul, nu Guran, nu mai e... A, Avram, scuze, pare bine. Nu, pătrarul, mă rog, lăsați, nu e problemă. Așa. Povestiți-ne cu parastasul ăla. Pe ce să povestesc? Ați făcut colivă? Am făcut. Bravo! Și cum v-ați descurcat? Cum a ieșit? Păi normal că ne-am descurcat, domnule, că am avut specialiști cu noi. Ce specialiști? Păi n-am făcut, domnule, de capul nostru. Întâi am făcut un studiu, proiect, studiu de fezabilitate, tot așa. Studiu de fezabilitate? Da, domnule, am avut licitație, firmă de consultanță, să vadă cât arpacaj trebuie, câte bombane, ce culoare să fie bombanele și tot așa. Cum, domnule, a venit o firmă de consultanță să... Păi și ce voiați, domnule? Au venit, au făcut, s-au uitat, au făcut cea mai bună soluție tehnică și doi... Ce soluție, nene, la o colivă ai nebunit? Pe, te pricep și la colivă acum. Păi normal, domnule, că au făcut un studiu. Ce vrei, să ni se crape coliva la o oră după inaugurare așa? Ce inaugurare? Păi întâia panglică, domnule, după ce a fost gata. Domnule, faci mișto de mine? Cum să fac, domnule, mișto? Fraților, ăsta e de la CNADNR, pe cine mi-ați adus? Am fost, domne, la CNADNR, dar acum s-a făcut altă companie, una nouă, care se ocupă de parastase și mormântări. CNUD, îi spun. CNUD? Adică? Da. Ce înseamnă asta, CNUD? Păi CNADNR, ăsta înseamnă Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Așa, și CNUD? Compania Națională Ultimul Drum. Și e bine acolo? Da? Păi e bine, domnule, cum să nu fie? Crezi că vrea cineva să pună cu noi? Da, dumneata, spune-mi sincer, ai ciufulit ceva sau... Nu, după căldura asta, domnule, apă, ce să bea? De care apă, domnule? Mineral. E clar. Bine, vă las acum, domnul Frânaru, la revedere. La revedere, domnule, să trăiți, domnul Mircea Radu, bre. Sănătate. Sănătate.